Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Peste 22 pe Iona Games. Eu sunt Aurel și astăzi continuăm să facem bănuți. Avem prima noastră, să zic așa, recoltă de roșii. Am văzut acolo un comentariu că a scris o grămadă de sfaturi. Vă mulțumesc frumos pentru ele. Primul sfat pe care vreau să-l menționez și pe care l-am primit de la Sorin, de fapt am primit două de la Sorin, mersi frumos Sorin, ești cel mai tare, este cu limba română, da, vedeți acolo că avem limba română acum. Treaba e simplă. Se poate face din Steam, intri pe biblioteca jocului, dai click dreapta, properties și acolo la limbă dai română și îți apare limba română. De ce am dat eu limba română? Mă descurcam un pic și în engleză, dar am jucat 15, 17 și 19 doar în română și mi-era puțin peste mână și mi-eram așa puțin fâstăcit. Al doilea sfat pe care mi l-a dat Sorin și încă o dată, mersi frumos Sorin, ești tare, tot mă uitam eu la paleți. Da, putem să cumpărăm mai mulți paleți de aici, dacă dăm de aici de sus. Hați, 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 da. Deci, putem să luăm mai mult paleți odată, deși eu m-am văitat și am spus că măr, nu se poate cumpăra mai mult și că ai o problemă de la 17 încoace. Uite că au zis și problema asta, mersi frumos Sorin și de asemenea mersi frumos și celor de la developeri, da? Bun. Asta e prima chestie. A doua chestie pe care să zic așa, am văzut-o după ce am filmat, este faptul că acest mic rezervor, da, care ne dă și anume apă, ne ia și bani. Da, ne ia bani, deci varianta pentru început, pentru că avem nevoie de foarte mulți bani la început, este să o lăsăm pe asta puțin pe linie moartă și să ne cumpărăm o cisternă mai mare și să mergem într-un lac să punem, să tragem de acolo apa moca, pentru că plătim la o remorcuță asta, la o cisternă asta micuță, da, am zis remorcă, cisternă, cisterna micuță, plătim 700 și ceva de euro, ceea ce este mult în economia jocului, pentru că aici avem doar câteva lăzi de roșii. De asemenea, voi în comentarii mi-a scris că cel mai rentabil ar fi să pun în sere salata și haideți să ne uităm un pic și la, pardon, după aia facem o chestie. Dai până vorbim, facem o altă șmecherie, până vorbim. Să trimite pe asta să. Deci am golit câmpul și de paie și de recoltă. Combina este partea cealaltă, nu întâmplător este acolo, o să vă spun și de ce. Mergem aici și să punem șoferul, să ne ducă, șoferul ăsta inteligent, să zic așa, să ne ducă marfa 2 secunde, prima dată să vedem unde este și anume ce mai bun preț la ovăz, da? Eu acum limba română, sunt în apele mele așa ca pește, deci bucuria mea. Asta este frate, deci m-am învățat cu jocul. Alte jocuri pe care le-am început de la început, să zic așa, ca să fac o glumă în engleză, am mers cu el în engleză. Ăsta dacă am mers cu el în română, în română, tată. Sunt patriot. Bun, cel mai bun preț la ovăz este la nenea asta cu 938, deși și la asta altă, ce sunt, deși văd că este un pic în creștere. Am putea noi să stăm puțin, să așteptăm, da, hai să dăm așa, îi dăm, etichetează. Da? Și dacă ne uităm acum pe hartă, ar trebui și anume să ne pâlpâie pe unde și anume unde e livrarea. Uite aici sus. Da? Deci aici trebuie să ajungă și anume tractorul nostru cu remorca de ovăz. Încă o dată să mă uit eu cum se numește denumirea, că nu dau seama așa după asta. Deci se numește magazinul de fermă Le Jardin de Fermier. Da? M-a conectat ceva și acolo și cu franceza, era H-ul, nu se citește, în automat în franceză și T-ul de regulă, consoana, sfârșitul, cuvântul se citește, e complicat cu franceza, nu mai mă, să spun denumirea hărții, nu mai. Bun, deci trebuie să dăm frumos aici și să mutăm pe prietenul să se ducă să facă livrarea singurel. Și vă spun și mergi la, nu dau, mergi la, îi dau livrează, da? Nu la seră mare, ci la magazin de fermă, de așa, cu tare, nu în buclă, să nu se repete, fără buclă și îi dau începe munca. Da? Sună ciudat în limba română, dar este, zic eu, pentru mine mult mai simplu. Da? Și băiatul a plecat liniștit. Da? De ce l-am pus pe el să facă asta? Pentru că e tractorul cam micuț și remorca cam mare, cam mărișoară și durează un pic. Până stăm noi de vorbă și ne mai așezăm un pic la treabă, lăsăm pe el să ducă singur la acolo. Bun. Deci ne întoarcem puțin la seră, da? La seră, deci avem roșii, salată și cu căpșuni, da? Toate sunt puse așa una după alta.
Salata 1646, primim roșiile 1220 și căpșunile, cel mai bun preț ar fi 525 în momentul de actual. Deci, cum ați spus și voi în comentarii, cel mai bun preț, cel mai profitabil trebuie ar fi cu salata. Vom construi că altă să lăsăm acolo roșia un pic, că v-am zis eu că îmi place cu omleta cu roșii și alte chestii. A doua chestie pe care o să fac astăzi, a doua, nu știu, următoarea chestie, ca să nu știu dacă l-am numărat, e să cumpăr bucata asta de pământ. De ce vreau să cumpăr bucata asta? Pentru că bucata asta are și anume grâu, tati, grâu. Și dacă o cumpăr pasta, avem asigurată mâncarea păsărilor, da? Avem găini acolo. De asemenea, am vândut ceva paie și am făcut rost de ceva bănuți, să mai cumpărăm și anume ceva găini, da? Ca să fie treaba mai multă, nu știu dacă au apărut încă ouă. Da, vreau să mă dacă a apărut. Ce face asta, mă? Bă, deci asta albă a apărut și în cu trecute. Asta caută aici, audiență. Bun, hai să mai cumpărăm găini. Dacă ne uităm aici la apropo de asta, hai să ne uităm puțin la animăluțe. Deci avem găini, 30 de găini. Bă, încă nu s-au ouat pentru că trebuie să crească aici productivitatea. Sănătatea 10%. Da? Zice că au nevoie de un loc de hrănire curat. N-am văzut cum face curățenie la astea. Știu că până acum se făcea curățenie la găini. Acolo unde era troaca de mâncare, se cădeau grăunțele pe jos, venea cu o cupă la tractor. M-a întrebat cineva pe FS19 zilele trecute. Venea cu cupa și lua efectiv grăunțele de pe jos și le punea înapoi în troacă. Dar, nu știu, acum, efectiv, meniul animal, R. Și luăm găini de astea de 6 luni ca să fie treaba bună. Da? Hai să luăm încă 20 de găini. Ați 20 de găini. Da, i-am dat cumpără. 1100. Nu e problemă că am luat. Puteam să iau și mai multe. Da? Și acum avem mai multe găini. Bun. Ce mai facem noi? Hai să nu. Uite, asta merge frumos, liniștit. Merge puțin cam greu pentru că sunt tractor și cam micuț pentru asta. Văd că. El merge. El va face livrarea pentru noi. E mișto treaba. Aici deocamdată avem în combină, mai avem niște ovăz și nu pot să mă apuc de asta, dar vom cumpăra pământul, tati, de aici. Vă spuneam eu ce parcelă. Nu dau seama. A, dau seama imediat. Deci ne uităm aici că este gata de recoltat. Deci e vorba de parcela 41. Îi dăm pe terenuri 41, ne costă 141.000 de euro. Nu e problemă că avem bănuți ăștia. Cumpără terenul ăsta. Ok, tati. Da? Ne-a cumpărat și terenul ăsta, acum e al nostru. Da? Spune că, uite, ne împrăștiat var de arat. Și trebuie să mă apuc de să-l pregătesc pe ăsta. Asta spune că e recoltat, fertilizat 0, buriană 0, nu e problemă. Și atunci va trebui să luăm tractorul ăsta la alt și să aducem și anume un plug. Băi, am făcut ceva, trebuie să facem două chestii. În sensul că trebuie să facem, cum îi spune, să arăm și după aceea scoatem pietrele. Asta vom face pe bucata asta până se întoarce tractorul cu remorcă, da? Ca să golim și combina și să ne apucăm de grâu. Și cred că va trebui să cumpărăm totuși, am zis și în episodul trecut, dacă trebuie să cumpăr neapărat, opa, mă scuzați. M-am asupra mașina omului. Bă, dar tu cine ai numele la mașină? E șmecher? E cumva furată? Nici tu n-ai. Da? O să cumpăr plug și va trebui să cumpăr acel aparat care scoate și anume pietrele. N-am văzut ce să fac cu pietrele alea pe acolo, dacă se vând sau nu știu ce. Am făcut ceva teste, dar nu mi-am dat seama ce poți să faci cu pietrele alea. Dar important e că trebuie să le scoatem, că acele pietre ne fac și anume pagube la utilaje și la tractoare. Da? Deci este o mare, mare problemă. Hai să cumpărăm. Băi, deci când văd acum limba română, zici că să v-am spus ca pește n-apă mă simt. Motosape nu mă interesează, mă interesează pluguri. Și ăsta are 220 de cai putere, nu cred că e tractorul meu așa puternic, cred că ăsta la altul, 160 de cai putere. Pe ăsta îl cumpărăm. Nu îl cumpărăm, o să-l închiriem pentru 800 de euro, nu e problemă. Că o să sapăm cele două parcele cu el. Deci nu ne batem capul prea mult cu plugul, pentru că, deși nu era scump, puteam să am acolo un plug în fermă, eu știu.
sau să mai fac cu el misiuni. Vedem. Nu știu, suntem în august și va trebui să... Hai, mă. Va trebui ce anume să cultivăm acum două parcele, care una deja recoltată și una care urmează să fie recoltată, aia cu grâu. Va trebui și anume să facem, cum îi spune, să punem rapiță pe amândouă. Nu știu, mă gândesc, sau aș putea să păstrez o parcelă pentru o cultură pe care o cultiv în septembrie. Mă gândesc. Apropo, ia să ne uităm. Da. Să schimb un pic politica la... O să zicem, nu te-ai oprit? Mă scuzați. Am crezut că nu te-ai oprit. Da, în septembrie putem să punem grâu, orz. Da? Deci aș putea să pun pe parcela asta să o pregătesc și să pun la suna, deci aici pot să pun doar rapiță și aici să las o parcelă pentru grâu. Grâu de ce? Ca să am nevoie pentru păsări. De asemenea, parcela asta de pământ, lotul ăsta, are latul ăsta dreapt. Deci am încercat să-i dau și cu aici cu angajatorul inteligent. Apropo, uite că sunt deja descărcat ăsta. N-am văzut câți bani am luat, tati. Asta a rămas aici. Dați un pic așa. Probabil că dacă îi dădeam buclă, probabil că pleca, venea acasă. Nu știu, zic și eu. Dați un pic așa că avem o mică mare problemă. Pardon. Îl scot pe ăsta la drum. Și-i dau go-to. Da, ca să vină singur el. Ceva de genul. Ia să vedem. Îi dăm aici frumos, suntem pe prietenul, dăm creare loc de muncă. Sună ciudat cu asta. Da, era cu create job, în care și vedem mă mergi la și o să-i dau să vină, uite aici. Îl luăm pe ăsta și să pun, nu punem pe, a? Ne mergem pe drumul ăla. Hai să punem pe câmp aici ca să nu blocheze cumva așa tate și îi dăm, începe munca. Da? Hai că a plecat băiatul, a luat-o. Mai suntem la asta. Deci vă spuneam că am încercat să pun și pe ăsta cu iWorker-ul, dar nu m-am descurcat. A plecat singur pe parcelă din aia, mi-a rămas spațiu. Mai migresc un pic și la aia, sau vă aștept pe voi cu sfaturi. Vă mulțumesc oricum. Băi, deci apreciez foarte mult treaba asta că și anume veniți cu sfaturi. Nu neapărat la PS, am văzut și la alte jocuri. Chiar să știți că mă ajută treburile astea, că nu poți să le știi pe toate. Băi, stați un pic așa, de ce nu vrea desfășoară? Ah, i-am strâns plugul, era deja plugul desfăcut. Și parcă era cu B-ul, schimbai angajat de lucrător, coboară plugul. Ah, cu B-ul, da, am zis bine, știam, bine, știam că e cu B-ul. Ia să fac o șmecherie, să-l pun pe ăsta cu H direct, să nu mai ne complicăm, că e treaba cu H, ia să vedem. Pardon. Și dau H. Ia să vedem. Pleacă așa. Așa, tati. Băi, dar cum să vede, tati, pământul aici. Uitați-vă și voi. Uite și pietrele pe care vorbeam eu. Aici, că dacă lăsăm pastea în continuare, asta ne vor rupe și anume utilajele. Păi, problema, nu știu, în partea la altă cum va face treaba, pentru că... Ce e blocat ăsta? Care era blocat? Da? Vreau să mă uit un picuț acum, până la ară asta. Vreau să mă uit, băi, nu că nu văd chestia aia cu, era simplu înainte, cu garajul. Vreau să văd ce anume, cât ai putere ale tractorului, ca să știu ce se cumpăr. O să mă la asta micu. Deci pe aici nu văd mare lucru. Da. Asta a ajuns? E pe aici, până sat, undeva. Vine el. Azi că vine el. Da, combina v-a spus în care asta. Până una alta, două secunde. Hai să-mi pun totuși un silos. Să-mi pun un silos pentru că va trebui să adun tot grâul ăsta și să nu-l vând. E păcat de el, o să păstrez pentru păsări. Da, pentru că sau să vând o parte din el, să fac plinul astea, nu știu, vedem care e combinația, că vreau să facem un pic de bănuți de aici, din toată zona asta. Și am zis eu că o să cumpăr neapărat și o nouă cisternă de apă în locul cele pe care am acum, că va trebui să mergem să căutăm apă. Încă n-au apărut paleții de ouă. Bun,
Suntem aici și unde aș putea eu să pun și anume silozul. Nu aș pune și pe aici pe centru, unde? Aș pune aici la intrare undeva. Aici vreau să pun și sere. Da, primul să ducem apă pentru asta și după aceea să ne punem și sere în partea asta altă. Deci aș putea să pun încă 3 sere. Aș pune câte o sere din fiecare, așa să fie diversificat. Hai să începem, poate facem întâi să vedem de sus, poate vede altfel silozul. Și intrăm pe silozuri. Eu luăm pe cel mai mic, ăsta cât are? 400.000 de tone. Ăsta are 500.000. Dar, cum vedem, a, dăm aici. Mi-apare cum, ce ar putea să pun în el. Hai să luăm pe ăsta micuțul. Cât costă? 117.000. Noi mai avem, unde ne uităm? 452.000 de euro. Este până aici să fie cu tot cu drumul ăsta, să fie așa. Ceva de gen. Vezi că acolo punem trei, încă 3 sere. Chiar așa la intrare să punem? Așa, putem aici. Ca să nu ieșim greu. Așa, da, gata. Și am pus, ne-am pus și silozul. Da? Pentru că a ajuns tractorașul, a ajuns tractorul, bravo tati. Avem 300.000. Să cumpără, ia să vedem, ăsta ară pe aici sau ce faci? S-a oprit. Unde ești tu, următorul? Uite că ăsta ară, își vede treaba lui. S-a dumit sau tare, trage cam greu. Autor pe ăsta, mă, la maieuț, la alea, cu bandana, cu alea, ce e de el? Ce e de el? Bun, hai să golim și combina. Și cred că fac următoarea combina, dar eu știu. Ca să mă duc cu remorca goală până acolo. Aș pune pe stoc o văzu. Zic și eu, mă. Băi, deci pe aici e un pic cam complicată treaba, că n-am... Uitați un pic așa. N-am spațiu să mă învârt. Ar fi la ce combina. Hai să bag un pic pe drumul ăsta. Așa, tati. Puțin mai imagine așa, ca să vin și cu combina lângă. Ia să mergem să luăm și combina și poate după aia dăm drumul să facă treabă singură aici, să adune grâu. Și noi să ne vedem de treabă cu apa. Da, să ducem apă pentru... mamă, și-am pus exact... Au, mă scuzați, mă scuzați. Mă scuzați, poftiți. Hai. Să duc apă pentru sere. V-am zis, pentru că vom schimba și remorca, vom lua o remorcă mai mare și de asemenea vom aduce apă moca, pentru că dau bani pe ea acum. Bă, deci nu e problema aici. Ia facem următoarea șmecherie. Fac așa ceva de genul și dau cu spatele pe ăla. Ia să încercăm. Nu prea pricep data cu spatele cu tractorul, dar încercăm o șmecherie ala, să vedem. A? Facem un manevru un picuț. Ia să vedem. Cu o dată. Hai, tati, că am nemeritul. Hai, mă, că-s bun. Dacă nu mă laud, deci... Uu, ce murdară e asta. Trebuie să golim și asta. Să cumpărăm de aia de spălat utilajele. Uite ce glodare pe ea, cum se zice la țară. Da. Bun. Să lucrează, trebuie să venim acolo și să scoatem pietrele din partea respectivă, dar până una alta să-i dăm drumul la... A, e foarte puțin ovăz de la mine, e păcat să mă duc cu remorca goală până acolo. O să pun ovăzul în silozul proaspăt cumpărat. Ia un picuț aici, niște manevre, un picuț de... Băi, dar ce e problemă... Copacii, o poate să întoarcă combina între copacii ăștia pe aici? Zic și eu, acum nu știu. Deci nu văd nimic până din... Ia. Ați. Să dea drumul așa ușor, să facem măcar capetele, să încercăm o șmecherie și pe aia îl pune pe el. Ia. Băi, deci cum e animația asta cu spate, tati? Aud. O zboară de aici. Da, deci acum recoltăm grâu și numai bine grâul ăsta îl folosim pentru găinușii noastre. Dacă n-am cu ochii la
la spate aici la paie. Facem un pic de așa, un pic de capă de, de rând și după aceea lăsăm pe, îi dăm cu haș frumos, elegant. Timpul continuare cu 0.5, de-abia e ora 9, cred că ușor, ușor o să tremesc un pic timpul. De asemenea, cred că va trebui să-mi cumpăr și o casă, tocmai casă. Îmi cumpăr o casă ca să pot să dorm noaptea, da? Să nu stau noaptea pe câmp aici, pentru că de regulă, deja acum nu prea am ce să mai fac. Deci am aceste două parcele, acum dacă vine, ia, am puțin așa frumos. Și am dat H. Ai dat. Hai, mergi. Da? Treaba e bună, vede treaba lui, se lucrează intens cu combina, se lucrează și cu plugul. Și noi trebuie să ne ocupăm un picuț de apă la seră. Să adunăm și paie de aici, nu e problemă, dar o rezolvăm. Trebuie să stau un pic și cu ochii pe ăsta ca să se descarce. Da? Deci avem mai multe treburi de făcut în același timp. Ușor, ușor, nu călca pe acolo că... A, dar asta nu e la mine. La mine e în stânga aici. Apoi urmă... Băi, dar găinile astea nu se omă și ele? Au părul roșiile și mănânc roșii goale, așa. A spus că vreau să mănânc omletă cu salată de roșii. Deci e mișto la asta care pe aceeași parte și descărcarea și încărcarea. Până acum era invers la... Hai să băgăm aici frumos. Da. N-avea rost să mergem să vindem. Dacă nu avem bănuți și ne trebuie bănuții, o să facem și manevra asta de a vinde ce avem pe stoc. Dar acum, băi, ăla calcă pe... A? Asta calcă pe floarea soarelui aici, frate. Și asta e a mea. O doare în burta, că e a mea. Nu e, nu e floarea soarelui, este... trebuie să zahăr, sfeclă de zahăr, pardon. Uite, bă, că n-a ciupulit-o. O, asta are burie, tati. Are bune, deci să dăm și asta o erbicidare. Are fertilizare 100%, dar trebuie și anume o... Se pune după aia și var și să arăm. Avem treaba aici, dar în momentul în care o recoltăm. Bun, hai să parcăm remorca asta. Și să mergem să ne cumpărăm o remorcă de... O cisternă de apă mai mare. Și de asemenea să mergem să facem rost de apă. Și după aia să ne construim încă două sere, vreau. Asta este plan de bătaie. Hop. Ceva de genul așa. Nu e chiar cea mai dreaptă, dar e cea mai strâmbă. Da? Hai să iau de aici serele. Cineva spunea în comentarii că și-a cumpărat platforma aia de baloți și care cu ea roșiile. Băi, eu am găsit, cred că am spus și în episodul trecut, am găsit aici la vânzare. Cred că l-am dat bine cu P. Aici am găsit, uite aici, jos de tot, o remorcă, uite remorcă asta de 12.000, care spune că era, scrie la un moment dat, că e pentru paleți. Scrie undeva? Știu că scrie la un moment dat pe undeva, scria că este și anume pentru paleți. Dar nu mai știu unde. A, uite scris aici. Acest remorcă poate fi folosit la transportul paleților. Deci asta e, cred că, un fel de remorcă frigorifică, ceva de genul. Spune că putem căra cu ea și nu este scumpă, este 12.000. Că putem căra paleții cu ea. De asemenea, eu la început am crezut că puteți să iei paleții cu ea. Paleții poți să iei cu mâna. Ia uite, ia la cu mâna frumos și ai pus aici. Da? Deci încărcarea e simplă la asta. Acum nu știu dacă se duce în sus. Eu am mutat asta. Eu am văzut un pic timp înainte să văd care e combinația și am văzut că apar paleți cu tulăzile încolo. Da? Deci nu se duce, nu se umple paletul, zic așa, pe verticală. Se duce, apar alți paleți. Ceva de genul. Adică avem 2, 4, 6 oblăzi de roșii, nu se duc, nu se mai pun lăs peste astea, se pun alți paleți cu încă 8 de roșii, ceva de genul. Da? Băi, avem apă? Nu avem apă, hai să mergem să o vindem. Bănuți. Asta pe am cuvat sau am închiriat, nu mai știu. Văd eu acum. Și o luăm pe aici pe arătură frumos, ca să nu mai ne complicăm. Nu e pe arătură, e pe iarbă, așa că nu ne zice nimeni nimic acum. Am luat-o și noi așa ușurel. Să trăiască boss-ul. Da, hai să... Dar nu știu, acum prima dată când vând pe asta. Știu că era înainte, era o zonă de marcat. Uite aici. Uite-mă aici, zona. Hați. Am dat Q și am plecat puțin din...
perimetru. Ia să vedem ce înseamnă și anume. Uite, bă, avem și joculețe aici, să ne dăm cu arcade alea, să ne dăm cu cutiile astea ce-s pe aici. Și aici configurează, vinde. Da, deci o vindem pe tanti. Am vândut-o toia ta. Hats. Nu știu câți bani am făcut pe aia, n-am văzut pe acolo, dar mă interesează să cumpăr alta mai mărișoară. Și atunci mergem la animale aici, parcă și era... deci asta avea 7300 de litri, asta are 8000. N-am făcut nimic. N-am făcut nimic, pentru că am luat diferența la preț. Dacă iau pasta, asta are 32.000 de litri, dar trebuie să cumpăr cap tractor. Facem următoarea combinație, o să o închiriez și pasta și pasta, deși nu prea îmi place mie treaba asta, dar o să o închiriez. Închiriază, hați, și de asemenea trebuie să închiriez și un cap tractor pentru ea. Unde-s pe aici? Unde-s mă alea? Cu mașinuțe, cu camioanele, să facem... Deci nu le mai văd. Uite aici, camioane, ce mare scrie. Luăm pasta cea mai mic, ce mai... de-astea frumoase, 93.000. Hai mă, să luăm unul de-asta. Așa, frumos. Îl închiriez și pe ăsta, pentru 4.700. Atat. O să rămân tractorul aici, nu-i problemă că o să-l... că toți suntem aici, apropo, o să cumpăr ceva și pentru ăsta. Dați un pic așa, să rezolv o problemă, o întrebare, avem mai devreme o întrebare, câți cai putere are tractorul meu? Deci ăsta este, are 125 până la 175, deci cred că are 120, pentru că nu i-am pus nici pe la motor, deci are 125 de cai. Și va trebui să cumpăr pentru el de asta de aduna pietre. Ăsta are 100 de cai putere, ăsta are 200, deci se va păsta micuț. Da? Și pe ăsta tot așa închiriez. Hați. Da? Cât bani mai avem? Mai avem 3330, bine, mai plătim salarii acolo pentru că se lucrează deja cu două utilaje. Avem doi oameni închiriați, să zic așa, oameni plătiți să ne facă treabă. Dar ne ocupăm și noi puțin. Păi, am luat o asta, e cam pachet cam mare cisterna pentru el, nu? Ia. Așa, tati. Deci cu jucăria asta, deși e cam micuță, aș fi să iau pe aia mai mare, dar tractorul e ocupat cu plugul. Cu asta trebuie să adunăm și anume pietrele de pe câmp. Da? Am văzut că apar acolo deja pietre. Cred că îl pun și pe asta să lucreze. Îl pun, plătesc și pe asta să lucreze în locul meu și mă duc să caut apă. Ia. Tractorul e pe capătul celălalt. Ce acela pe acolo? Deci ideea este în felul următor. Dacă ne uităm aici frumos la meniu, zice angajează, coboară, desfășoară, X. Vedeți, s-a desfășurat. Și V cu B care coboară. Și dacă facem următoarea șmecherie, așa se vede. Facem noi o probă. Ia. El merge așa frumos. Și deja apare că a adunat 19 C, litri de C. E liu acolo. A, se dă și o să lucreze, dar mie că să lucreze mai repede decât ea. Hai mă să facem noi. Bă, că ăsta merge destul de greu, tractorul ăsta cu plug. Și ăsta cred că merge mai repede decât ăla și s-ar putea să îmbâlge pe aici. Deci asta e toată șmecheria cu asta, adunăm pietre frumos. E, și rămâne frumos pământul afunat. Acum, nu știu cu pietre, pentru că acolo apare doar descarcă aici. Nu știu dacă putem să le vindem sau... Ia, apropo. Are pe aici, apare până cu pietre, să vindem ceva pietre. Var digestat, asta ce e? Pietre. Uite mă, tocător de resturi. Păi și cum? Le încărcăm, le ducem așa cum mă duc până acolo cu utilajul sau le putem încărca, cred că cu... Cred că le putem descărca undeva și cu o cupă le putem pune în remorcă, ducem până acolo. Ceva de gen. Da, bun, asta o facem noi, că să nu fie totul repetitiv și alte chestii, o facem noi domnul separat. Mă interesează totuși, ce merge,
problem, 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 că ăsta, nu știu dacă ajungă până la el. Stai un pic așa. Vreau să descarc pe ăla, dar o să avea deocamdată o problemă cu... Ia. Mamă, frumos camion. O, ce, ce bățos stau aici. Ia. Ați. Întrebare întrebătoare. Unde este și anume pe aici? O, mamă, cât apă pe aici. Deci, căutam apă. Dar este râul ăsta care traversește lacul ăsta de aici. Și o să mă merg pe... Ia tati. Băi, destul de înghesuită remorca ăsta, cabina aici. Se pare mie că pe aici, dacă ies... Hai că o dăm în Eurotrack Simulator acum. Fapt, nu e American Truck, după cum este capul tractor. Ia. Ați. Ușurel, ușurel, ușurel. Mă scuzați un pic, dacă e... Sunt și eu pe aici. Pe partea cealaltă a râului am trecut pe lângă un lac. Cred că acolo aș putea să bag cu spatele și să încarc dita mai cisterna cu apă. Hai să mai cumpăr și încă două sere. Să facem... Ia. Nimeresc pe aici lacul. Ca să fac încă două sere, să punem și căpșuni, să punem și... asta, cum îi spune. Să un pic așa, să vedem un pic pe hartă unde suntem. Deci noi suntem aici. Fac stânga și pe aceea dreapta. Gata, tati, hai că vedem, poate o nimerim. Dai un pic, bosuleanu, să trec și eu. L-am agățat, nu l-am agățat. O să punem și căpșuni și salată, să fie din fiecare câte un picuț. Să nu fie să vreo discuție sau vreo problemă. Deci pe aceea facem dreapta. Nu? Ați? Aici este, uite și uite, uite lacul aici. Va trebui să facem noi așa puțin exterior ca să nu ne... e cam abrupt pe aici. Cam abrupt treaba. A? Acolo în partea cealaltă, ia să ne uităm noi invers. Ca să nu rămânem cu remorca asta cu cisterna în, în gârlă aici. Uite destul de... Uite aici destul de... Ia să vedem. A? Am călcat ăsta pe pământ pe aici, dacă mă vede ăla. Văd că pe acolo, văd că nu e chiar așa. Nu dau seama dacă... Eu așa mi se pare că nu, nu pare prea abrupt malul. Dar eu știu. Ia să încercăm aici. Mamă, dar ce derapează ăsta, deci nu... Ia. Hai, ușor. Deci nu poți dau cu spatele, frate, pe... Ia uite. Cred că tot la combinația cu... Bă, dacă intru cu fața, mie să nu mai pot să mai ies de acolo. Deci mi alunecă roțile. Uite aici, nu să intru. Ia. Deci derapează cam... Ia. Ușor. O fi ca la Forza Horizon, se pune cauciucuri de off-road, cauciucuri de cutare. Ușor, 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 ușor. Ia, pot dau aici R? Uite că apare. Încarcă? Nu încarcă. Băi, am luat remorca să poate... Poate nu era de apă, frate. Eu acum nu m-am uitat. Ah, vezi ce prostie am făcut eu acum. Poate era, era de aia de lapte. Unde mă uit la asta cu animale, ia să vedem. Nu, apare și apa. Deci apare și apa. Da? Deci avem apă, lapte și alte chestii. Ia. Hai mă, că a luat. Hai mă că a luat-o, bă, ce emoții avem. Băi, tată. Acum vedem dacă pot să ies de aici. Aia e problema. Eu m-am bucurat un pic aici, dar... Vedem dacă... Dacă pot să ieși de aici. Ia. Păi, trebuie să avem toate, frate,
apă. Nu e problemă, dacă avem cisterna asta și o ducem mereu de aici. Era mișto dacă puteam să închiriem astea și să umplem într-un rezervor de-al nostru. Puneam într-un rezervor de-al nostru, de acolo luam noi separat. Adică căram o zi întreagă numai apă, puneam acolo în rezervorul nostru, dar nu cred că merge combinația. E? Ar fi o șmecherie. Ia. Băi, sper să pot să de aici. Hai, bobiți. E, ce vă spuneam eu? Deci am furat apa, dar nu pot să o iau, să plec cu ea. Hai, tati, dă-i! Mamă, deci acum suntem pe ăsta, cum îi spune, pe Snow Runner. Hai. Era mișto să puteți să găsești un cablu, să găsim. Bă, deci nu pot să scot apa de aici. Hai, nica. Mi-am luat și cu caz gâțele, cred că cel mai mic tractor. Ăsta cap tractor. Cred că trebuie să schimbăm capul tractor, să luăm unul mai puternic. Ai de capul meu. Dar nu me l-am luat pe, l-am luat pe ăsta, care are 505 cai putere. Sau tot 505, 500. Deci toți au 500 cai putere. Deci nu e o problemă la... Deci cu oricare aș fi venit, era o problemă. Dacă dau puțin în spate și eu puțin mai în dreapta, ia să vedem. Păi, vedem înapoi. Am fugit, am fugit pe spate acum. Hai. Hai. Hai că poți, hai că poți, hai că poți! Face că la nu rană, dă înapoi înainte. Hai. Băi, ce m-am bucurat că am văzut. Mamă, aici e nevoie de 2 inci, să vină unul cu tractorul să mă împingă. Nu dă pe spate, nu dă pe spate că... Ia. Nu vrea tat. Aha. Hai. Băi, ce emoții îmi dă când văd că uiaș. A rămas aici, tati. Pare mi s-a făcut... S-a făcut... Noi, că las nouă rană să rămân împotmolit. Da. Deci am făcut o mare, mare boroboață, în sensul că am cumpărat asta, dar nu pot să scot de aici. Aș putea să zic un tractor. Asta deja e, asta deja e, stai așa un pic. Hai că rezolvăm altfel. Îi dăm ăsta H. Facem un ghidu și aici, elegant. Vedem dacă merge, dacă nu merge. Ia să vedem. Pardon. Pot să pun direct aici? Nu mai merge cum mergea odată. S-au șmecherit și ăștia. Da, înainte puteai să vii cu direct cu asta la silos și pune direct acolo. Scăpai de o grijă. Și chiar inclusiv la troacele, la păsări. Nu mai merge combinație. Băi, problema... bă, dacă aș veni cu tractorul ăsta... Trebuie să ajungă la capăt un pic. Îi dau și ăsta H. Încercăm o combinație. Asta pug aici. Hai după ăla, poate o să împingem, dar nu cred că trebuie 2 inși acolo să împingă, unul să împingă și altul să fie pe camion și să merg cu tractorul. Nu cred că pot să-l împing eu așa singur el. Dar încercăm totuși o variantă, dacă nu... Opa! Unde a apărut mașina aia? Fantome, tati! Fantome! Of, 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 of! Complicată treaba, am făcut noi acolo, dar nu e problemă că o rezolvăm într-un fel sau altul. Dacă nu, va trebui să vindem cisterna și să rămânem să luăm alta. Și să mergem pe varianta normală cu a să cumpărăm apa. E, dacă nu plătim apa, ne-am călcit la apă și acum... Ia. Șurel. Încercăm noi o variantă, nu știu dacă merge. Merită să încercăm. Dacă nici așa nu merge, va trebui, v-a spus, să vindem și anume cisterna. Deci dacă nu, asta avem de făcut. O să iau direct pe aici. O să iau direct pe lanul omului pe aici. Ia să vedem care e combinația.
Deși nu știu cum aș putea să împing eu. Nu știu, cred că merge să fac cu tractor să împing. Să mai fie o variantă. Să cumpăr un tractor, dar nu cred că e tractor mai puternic. Să-i cumpăr o... Ia. Ușor să-mi scap și tractorul în apă. Ați. Ia. Nice. Oh! N-ai, mă, cum să unești pe ăsta de aici. Înainte mai mergea la... Nu, merge. Combinațiune. Ia, hai. Poate să scapă multul de timp. Hai, dă-i. Hai. Hai, dati. Hai, mă, mai puțin. Hai, mă, că mai puțin. Băi, nu pot să cred, mă. A scos. Hai, mă. Băi, a scos-o, mă. Trebuie să caut un drum, să ies la drum, că... Hai, mă. Băi, băiatule, deci nu pot să cred că am făcut treaba asta. Hai. Băi. Acum am lăsat aici. Hai, mă, pe bune. A ieșit din apă și acum am lăsat aici. Ia. Hai, tati, hai, tati. Doamne, doamne, ce am putut să fac eu aici? Băi, băiatule, păi dacă mă chinui așa să aduc mereu apă, e complicată treaba. Da, deci putem să ne cumpărăm acum relaxat două sere. Băi, de capul meu. Băi, dar am văzut tractorul ăla, dacă chiar am să speria de el. Ce, băi, dacă dă ăsta în mine acum cu tractorul. Și s-a ambițat un pic camionul meu și a tras. Bravos, bravos. Hai. Mamă, deci complicat treaba. Cred că a trebuit să strângem bani să cumpărăm astea, pentru că apă ne va trebui mereu. Și dacă închiriez trece ziua, sunt alte comisioane, alte taxe. Da? Deci va trebui, cred că astea să le cumpărăm. Pe viitor, dacă trecem și pe treaba cu animalele, sigur, banii se vor amortiza. Da? Hai să vedem ce înseamnă în economia jocului aici la asta, când umplem asta cu apă. Mamă, dar am pus și o ladă aia de roșii exact în mijloc acolo. Sper să nu o lovesc, să fac direct bulion. Ia. A, pot să pun direct de aici. Se cam gulește, mamă, se gulește aici. Ia. Deci am făcut un picuț mai mult apă, dar... Băi, măcar suntem full apă aici. Mamă, deci ce emoțiune s-a făcut acolo. Apropo, a rămas tractorul acolo. Nu aici. Aici trebuie să ne ducem. Să luăm tractorul de aici. Și să-l dăm... creare loc de muncă. Mergi la... Și să-l punem aici. Lege o țintă. Deocamdată lăsăm așa. Fața acolo. Și îi dăm începe munca. Da, să pleci tractorul de acolo. Hai să punem și a doua seră și pe aia gata că ne-am lungit un pic, dar am avut o problemă aia cu, cu cisterna cu apă. Mamă, de ce am avut acolo? Probleme, probleme. Și am zis noi că mergem pe P și să ne cumpărăm și anume încă o seră să punem cu salată și una cu, cu ciuperci, auzi, cu căpșuni. Construcție. Dacă mă uitasem pe unde m-am dus pe aici și la... producție. Avem sere și luăm pasta mare, o învârtim un picuț. Hai să o învârtim cu tot așa cu fie cu fața, deși aș vrea să fie pe aceeași parte încărcarea, dar lăsăm puțin spațiu ca să putem intra și cu e un pic așa cât de cât aliniată. Parcă mai în față. Așa, tati. Una aici și mai punem una chiar dacă nu e mai aproape așa și nu e drept. Una aici. Așa tot. Da, și acum avem și anume 3 sere. Dăm spațiu între ele ca să putem să mergem cu astea. O să le pictez eu pe aici, fac cu asfalt, cu alte chestii, că avem bani, trebuie și bănuți.
Și am zis așa, hai să punem întâi apă și după aia. Va trebui să mă duc chiar să mă chinui cu cisterna. Op, stai mă că sunt cași pe roșii, băi, lasă roșiile în pace. Așa, tati. Ia ușurel. Hai. Păi cam derapează tare asta, mă. Deci nu face deloc. Cred că mai mult la capul ca tractor, la camion de treaba. Uite, uitați-vă și voi cum. El la curbe nu poate să... Care e combinația lui? Să nu adă cumva aici? Nu dau seama de ce nu poate să cotească el. Ia. Să vârt rute pe spate în gol. Și pe asfalt, frate, dacă pe asfalt face așa, ce să mai zic acolo când am fost pe iarbă? Hai. Hai, tati, hai, da. Nu vrem. Nu știu ce are. Bun, ați prins un pic ideea, aici voi pune, în asta voi pune salată. Deși o să apară urât, pentru că nu avem apă acum și o să apară urâte, că va fi, ia să vedem. Deci aici că punem și anume salată, activez, da? A, apar doar semințele. Și aici vă pune căpșuni. Să avem de fiecare câte un picuț. Da? Și aici vom pune și anume căpșuni, activez. Gata, tati. Da? Avem o seră cu căpșuni, o seră cu roșii, care deja avem producție la ea. Și aici vom pune apiță și frumos, elegant și va fi și aici cu... Uite, deja apar ca și o filete. Da, pentru că și anume nu este apă de aici. Nu vrea mușchiul ăsta să se miște. Hai. Ce să mai vrea nici înainte, nici înapoi. Cred că mai bun era manul ăla de 1000 de ori. Eu luam manul ăla, după ce am treabă cu el de mai multe ori. Dar asta este. Oricum e închiriat, cred că mă duc și îl schimb. Îl dau pe ce le dau înapoi. Deci cum am luat curba mai brusc, nu mai se învârte. Ia. Hai. Așa, tati. Da. O să pun tot apa aici, mă, cum opresc? Așa, tati. Nu pun tot apa, că pun și la asta la alta. Ca să aibă de capul meu și de zilele mele, tati. Ia. Uite, acum apare salata frumos, da? De nu le-am făcut plinul astea, le mai ducem o dată să ducem o cisternă cu apă și după aceea o duc înapoi la magazin cu tot cu cisternă cu astea, cum sunt închiriate și le dau pe cele dacă să scap de o problemă, da? Avem frumos salata aici, avem frumos căpșunile aici, da? Băi, astea se fac sau au și astea sezon? N-au zis nimica. Bun, păi cam atât pentru astăzi, am făcut ceva trebușoară, am avut ceva emoții cu acest camion cu tot cu cisternă, am zis să facem o economie de apă, dar am cheltuit o grămadă de timp, să zic așa, dar până la urmă treaba a ieșit, să zic, relativ bine și până data viitoare, cum vă zic eu de fiecare dată, un sincer călduros, salut!